prăjituri, limonadă, produse decorative handmade și multe altele au fost scoase la vânzare de antreprenorii Brickin Day de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Slatina. Târgul de vară și-a deschis porțile ieri și zeci de copii, părinți și dascăli au fost prezenți. Prețul produselor a fost stabilit între 5 și 10 lei, dar cei mici au fost deschiși la negocieri. A fost ceva ce nu s-a negociat și a fost la discreție, zâmbetele și distracția. Târgul are ca obiectiv, ca de obicei, antrenarea copiilor și a părinților, întărirea parteneriatului cu părinții copiilor, privind dezvoltarea acestora personală și, bineînțeles, dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale copiilor. Fiecare grup a muncit din greu pentru a pregăti standul cu bunătăți. Implicați au fost și părinții, dar negustorii au fost cei mici. Ei au știut cu exactitate ce produse au și ce profit trebuie să scoată la final. Ce ai pregătit pentru târgul de astăzi? Clătite. Cât costă clătitele la tine? 5 lei. 5 lei. Și ai vândut deja? Se caută. Am vândut 3. Cine le-a făcut? Mami. Am pregătit negresă cu plăcintă cu mere și căpșuni. Și cât costă negresa? 10 lei. Ce o să vin? Târgul de anul acesta a fost un succes datorită varietății de produse. S-au găsit de toate, de la dulciuri la produse decorative, de la baloane la vată pe băț și pictură pe față pentru doritori. Din câte văd, părinții și copiii și doamnele educatoare s-au întrecut astăzi. Este o ediție aniversară. Avem roata norocului, avem vată pe băț, avem flori, avem pictură pe față de o mămică, avem jucării confecționate de copii, avem suporturi de lumânărici turnate de copii din Ipsos și colorate de ei. Din echipă au făcut parte și părinții care au fost subalternii celor mici. Este o activitate foarte interesantă. Nu este prima ediție, din câte am înțeles, pentru noi este prima. Și este o activitate binevenită. Copiii deja se obișnuiesc să-și vândă produsele, să se promoveze cumva. Acasă ați lucrat împreună? Da, am lucrat împreună, da. Deci a fost un motiv în plus să faceți o activitate împreună? Da, este desertul lui preferat și a ales să vindem clătite astăzi. Și dincolo de scopul educațional, cu banii strânși, fiecare grupă are deja un plan bine gândit. Fiecare grupă gestionează prin părinții de la grupă aceste fonduri care se colectează astăzi. Cu siguranță ele vor fi folosite în interesul grupei respective, al copiilor, începând cu 1 septembrie, când vom reveni în vacanță. Din toamnă o să am grupă mică și mi-am propus să cumpăr niște jucării care îmi lipsesc. E vorba despre un joc de construcție din care copiii pot construi, eu știu, case, castele în care să poată intra. Vara aceasta, târgul a ajuns la o ediție jubiliară. De 10 ani, cei mici fac acest exercițiu antreprenorial. Activitatea a fost întreruptă doar pe perioada pandemiei.